Bă, de data asta ne-am întors cu episodul 4, ziua 4-a, într-adevăr, dar... Hai diplome, problemă mare, de la început, fiți atenți, am filmat episodul 4, doar că... Stați să vă arăt. Ca să înțelegeți, în momentul în care eu am dat drumul la record, cum de altfel se întâmplă și acum, aici la screen, nu știu de ce, nu mi-a detectat monitorul. Și tot episodul 4 e negru, așa, tot episodul, dar vocea se aude, uite. Bă, ne-am întors cu episodul 4. Să nu mai zic că uite, bă, dar s-a filmat, mă. Și am zis aici, episodul ăsta s-ar putea să fie cel mai scurt dintre astea pe care le-am postat până acum. Chestia asta se întâmplă din cauza că, bă, s-a cam avansat. Hai să nu zicem că nu. Ne-am făcut și armura full, da, o vedeți imediat. Avem 12.500 defense total. Îl avem și pe acest băiat, acest PT Alpha, care ne ajută foarte mult. Ăsta e, în fine. Ați prins ideea. Ce putem să facem acum e să filmăm din nou. Vă arăt progresul la început. Ce s-a progresat în episodul ăsta. Și facem episodul 5 cum ar fi episodul 4. Dăm skip un episod. It is what it is. Deci, el este Petey. Un pteranodon alfa pe care l-am prins foarte ușor. Am zis că mergem în căutare de zburător. Să străbatem și noi cerurile astea superbe. Și fix pe insula aia din față l-am găsit. Singur cuc. Am găsit un ou de Anzu. L-am luat și pe ăsta. Ăsta acu e foarte inutil, că avem pteranodonul. Și noi arătăm gheistic, dar pe cât de ghei arătăm, pe atât de puternici suntem. Pentru că fiecare bucată de asta are 2500 armură și 3000 durabilitate. Deci 12.500 defense. În momentul în care ne mai atacă o pasăre dodo sau orice alt dinozaur, dacă nu are damage mai mare de 12.500 per hit, nouă nu o să ne dea deloc damage. După un calcul simplu făcut acu repede, jap move. Vine drop-ul. Nu ne trebuie, mă. Ce-am mai reușit să descoperim? Am descoperit că e nevoie să facem altfel de kibble. Dar, uite, de exemplu pentru ăsta, Fairy. E nevoie de ou vulcanic și fruct vulcanic. Și fruct electric și hidro. Acum am văzut, țâmba. De unde le luăm noi pastea? Mergem și explorăm, pentru că altceva nu avem ce să facem. Nu avem cum să depistăm locul de unde. Dacă că zburăm... E mult mai simplu. Ăsta are ceva statusuri bunicele. Are 19 base pe melee. Pe HP foarte prost. Avea 10 base. I-am mai pus eu 25 de puncte ca să-l aduc în stadiul ăsta. Luăm ăsta la noi cu ăsta. Că nu se știe, poate facem vreun taming. Săgețele și îi dăm drumul. Bă, și explorasem harta de parte. Am ajuns la maimuțe pe acolo, la alea din stâncă. Am făcut poze cu craniu. Am zis că-l duce capul. Deci și glume proaste s-au făcut. Uite, maimuța aia. Prima dată când am văzut-o m-am spăriet puțin. E cu capul în nori. Dar ok, mă opresc. Mă opresc, nu mai zic. Bă, sper că măcar screenshot-urile alea s-au salvat pentru thumbnail. Că au ieșit ok. Eu acum caut ceva loc unde să găsim vulcan. Că mă gândesc că în zonele alea găsești ou vulcanic sau fruct vulcanic sau de-astea. Dar se pare că mă îndrept spre opus. N-am fost niciodată pe aici. Se randează greu harta. What the fuck is here? Am ajuns la marginea planetei. Ce aveți, mă? Bă. E destul de mare harta asta. Cam multă apă, dar overall e imensă. Mai ales dacă ești genul care joacă prin apă mult. Că rămânem fără stamină, băiatul. Am dat argii, mamuți, anchi, ăla-i managar, nu e bă, e dragon, ce pula mea, dragon electric, dar are doar 10.000 HP, nu e așa wow, dar mi-e puțin teamă să nu mă dea jos de pe pasăre, ăia dropează ceva ouă când îi omori, pe aici hai, am găsit o mini oază. Castel de gheață. Am ajuns la Elsa acasă. Avem ceva interesant pe aici sau? Avem, bă. Artefact. Dă-te-mi. Primul artefact pe care îl luăm ever pe mapa asta. Și pe Ascended și pe Evolved. Când am jucat-o pe Evolved. The Artifact of the Cunning. That's nice. It's good to have you. Hai să mai explorăm, că îmi place pe aici. Singura problemă e că nu ne îndeplinim goal-ul. 114.000, mă, purcelule. Cam mult, nu crezi? Ne riscăm noi cam mult pe lângă dragonașii ăia. Nu credeți, dragilor? Acolo se poate ajunge sau... Ia, se termină mapa. Nu pare că s-ar termina. Ba da, se termină mapa, mă. Se termină mapa, mă, încolo. În dreapta, acolo trebuie să mă duc, mă. Unde am fost pe live.
Da, mi-am amintit acum, de m-ați trimis voi pe live. Acolo mergem. Probabil ești ceva ca lumea, dar nu se poate ajunge acolo. Dar se poate ajunge aici. Mă, bun, am ajuns în locurile astea unde e cu focul. Ia, stai un pic. Ce ești tu? Vulcanic Guardian. HP 1 milion. That's ok, bro. Găsim ceva, opa, aici. Ăsta pare agresiv. Hai să nu verificăm. Hai să zicem că e agresiv, nu doar că pare. Avem pe băiatul ăla care e electric. Vulcanic Rex. Ai buvniță, mamă. Mystic Owl. Fruct vulcanic de unde? Trebuie să combini vreun fruct anume cu sânge vulcanic sau... Hai să găsim, hai să găsim. 37 de milioane! Primal Resurrected Rex. Cum mă 37 de milioane HP? Când îl bat eu mă pe ăsta? Tu ce ești mă? Ia uite-l pe ăsta. The fuck? E cu d-astea, a? Așa, așa funcționezi, așa faci. Probabil crezi că ai scăpat, dar nu. Mori! Bă, dar... De murit a murit, dar nu mi-a dropat nimic, mă. De-a ținat ok. De-astea nu se fac. Cum să nu-mi dropezi nimic? Nimă, ce voiam eu să-i dau repede că era slăbit. Dar sunt curios ce damage-i dă. Ești slăban. Te omor. Că nu ești chiar așa slăban. Tocmai ce-i fost harvestuit. Și asta era pe lângă noi. O să omorâm și unul de ăla. Cine-i dat, mă? Legendary Blood, Legendary Hide. Nu știu când l-am omorât pe ăsta, dar... Ok. Încercăm să batem ăsta acum. După ce ne odihnim puțin, să avem full stamina. Poate nu ne rupe pe damage. Uită-l și pe ăla acolo. Hai să dăm o dată să vedem. Dar vine ăla, s-a apropiat ăla de mine acum. Vezi că ăsta dă de rupe. Hai să nu. Aici se poate intra. Și se moare din asta? Că de obicei se moare din asta. Aparent de data asta nu. Ia mă, e pe aici ceva informație despre ăla vulcanic. Nu e mă. Un Hydrorex. Și un uite, ăsta e slab tare. Uite prost de ăla. Te dracu. Dar ăsta e slab tare, bă. Pe ăsta dacă l-aș și făcut să iasă de aici. E slab tare și moare din lavă. Nu, mersi. Așa, bun, a ieșit ăsta. Hai de vină după mine, nu mai... Doamne, a căzut iar acolo. Dar sunteți proști tare. Bun, am luat după ăla. Am luat? Da, am luat aici. Elemental Blood și ăsta ce dracu e? Treasure. Nice. Urmezi tu să mori. Oh, mi-a dat 2000. Mi-a dat 2000 scârba asta. Bun, mort și ăsta. Hai să ne întoarcem la bază. Verificăm care-i treaba cu harta aia. În ce parte e baza? În partea aia. Și mă informez puțin pe net despre cum să fac fructul ăla vulcanic. Nu știu care-i treaba cu ăștia. Dă-te, mă. Wyvern-ul acela apare foarte puternic. 84.000 HP. N-aș vrea să mă bat cu el. Home, sweet home. Spawnează-te. Așa. De fapt, randează-te. Ok, punem artefactul aici. Cred că e nevoie să facem lopata, bă. Yep. Ciment, metal, lemn.
Se face la Smithy, măia. Așa a zis. Mă, shovel. Can be crafted at Smithy. Ce, nu pot face decât pe Scorch Earth? Sau care-i treaba? Se pare că nu putem să facem. Hai să facem, dăm consumare la asta. Și ne-a apărut acolo. Dar zice require shovel. Cum o fac dacă nu mi-apare aici? Nici aici nu apare. Nu apare, mă. Mai e vreun smithy? Pe care l-am făcut eu, pe ăsta sau pe ăsta? Hai să-l facem pe ăsta, simplu, dacă. Aici nu e. E aici, mă. Fii atent, mă, că nu mă lăsa la smithy-ul ăsta. Ok. Facem shovel-ul și îl distrugem și pe ăsta de aici, cred. La prima dată facem shovel-ul. Ce ne trebuie? Metal, lemn. Metal, lemn. Da, mai mult metal. Da, încă 3 bucăți de metal. Să mergem. Mă, dar de ce nu... Nu mi-arată. Nu mi-arată zona când sunt pe ăsta. Trebuie să mă dau jos de pe acest domn distins. The fuck? Nu mai apare deloc. De ce? Consumă. Mergem 3000 încolo. Vreau să văd de ce ne-a dus Moș Crăciun. Încă 600 de metri acolo. E posibil să fie fix aici pe plaja asta. Așa că o să curățăm plaja asta de Dodo și după îi dăm liniștiți o căutare. Are we cool? Păsăr Dodo ce... Dar stai mă că avem armura pe noi acum. Să vedem. Bun ăsta. Dacă nu eram pe Primal Chaos. Da. S-a pierdut timpul. Înapoi la bază. Ok, ne-am întors aici. Hai să vedem cum facem. Bă, tu dispari. Să vedem cum facem cu fructele alea. Fruct. Fruct electric. Fruct vulcanic. Hai să dăm un search. Da, bă, n-am găsit mai nimic informații. Hai să-l facem pe ăsta și să încercăm să prindem din ei. Deci, ne mai trebuie cartofi. Avem cartofi? Nici nu știu. We do. Dar puțini. Ceea ce nu e bine, pentru că nici aici nu mai avem. Nu știam! Ce bine e așa dacă... Ok. Să vedem dacă mai avem semințe aici. N-avem. N-avem ce ne trebuie, trebuie să farmăm. Parcă ăsta e unul din ele. Ok, și long grass. Vedem ce se întâmplă acum. Cooked prime meat. Lămâie mai e, morcov mai e. Mai trebuie un cartof. De fapt, doi, că o să se ducă ăsta. Ceea ce înseamnă că lăsăm pentru episodul 5. Progres avem, destul de mult, zic eu. S-au găsit locuri noi, s-a găsit artefact. Am bătut și legendari și elemental. Avem și vulcanic. Eu zic că e de ajuns. Lăsăm cartofii să crească și ne vedem în următorul. Peace!